Bună ziua! Azi vom vorbi despre perimetre și arii în contextul alegerii reprezentărilor geometrice adecvate în vederea calculării unor lungimi de segmente, a unor măsuri de unghiuri și a unor arii. Mă numesc Pellegrini Lillo și mă bucur să avem ocazia să lucrăm azi iarăși împreună. Resursa pe care o prezint este pentru disciplina matematică, clasa 7-a. Dacă auziți cuvântul octogon, probabil vă gândiți la aceste forme. Da, aceste forme, într-adevăr, sunt octogoane. Fiecare este câte un octogon regulat. E posibil să vă gândiți la semnul stop. Și semnul stop are forma unui octogon regulat. Însă azi, când vom vorbi despre octogon, nu despre aceste forme vom discuta. Și dacă vă uitați la această figură, veți constata că și această figură are 8 laturi, deci este tot un octogon. Acest octogon îl vom studia și anume vom discuta despre cum puteți să-l construiți și voi în caietele voastre, cum putem să calculăm perimetrul și cum putem să calculăm aria acestei figuri. Toată figura pornește foarte simplu. Pornim de la un triunghi echilateral. După cum știm, într-un triunghi echilateral toate laturile sunt congruente. Pentru a construi triunghiul, o să aveți nevoie de compas. Deschideți compasul cât este segmentul desenat și veți desena cu compasul două arce de cerc, așa cum vedeți și pe filmuleț. Astfel, veți reuși să construiți triunghiul echilateral. Ce am construit triunghiul echilateral, următoarea figură geometrică este un triunghi dreptunghi isoscel. Însă, acest triunghi dreptunghi isoscel are cateta egală cu latura triunghiului echilateral. Cele două catete sunt egale. Este un triunghi dreptunghic și, desigur, ipotenuza va avea o altă lungime. Să vedem cum putem să construim triunghiul dreptunghic. Pentru triunghiul dreptunghic o să avem nevoie de echer. Punem echerul cu unghiul drept, exact așa cum vedeți în filmuleț. Desenăm dreapta perpendiculară și, pe urmă, eu am ales compasul ca să fac un segment de exact aceeași lungime cât era latura triunghiului echilateral. Și cu asta am construit triunghiul dreptunghic isoscel. Ați ghicit, următoarea etapă va fi desenarea tot a unui triunghi echilateral, dar de data aceasta acest triunghi echilateral are laturile de lungime cât a fost ipotenuza triunghiului dreptunghic isoscel. Pe urmă, să urmeze tot un triunghi dreptunghic isoscel, după cum vedeți, triunghiul dreptunghic isoscel are cateta de lungimea cât era latura acestui triunghi echilateral. O să urmeze iarăși un triunghi echilateral. Latura acestui triunghi echilateral este cât era ipotenuza ultimului triunghi dreptunghic isoscel. Și, în final, vom construi ultimul triunghi dreptunghic isoscel. Cateta acestui triunghi dreptunghic isoscel este cât a fost latura triunghiului echilateral. Și cu asta sper că ați reușit și voi să vă construiți octogonul în caiet. Și deja această imagine colorată astfel ne ajută deja să calculăm perimetrul octogonului. Pentru că dacă ne uităm, trebuie să calculăm toate segmentele pe care nu le cunoaștem. Să pornim de la ideea că lungimea primului triunghi echilateral, lungimea laturii este A.
Triunghiul ABC era echilateral, înseamnă că toate laturile au lungimea A. Următorul triunghi, dacă vă amintiți, era triunghi dreptunghi isoscel. Cele două catete au lungimea A. Dacă calculăm ipotenuza cu ajutorul teoremei lui Pitagora, ne dă că ipotenuza AD e A radical din 2. Următorul triunghi, triunghiul ADE, este echilateral. Fiind un triunghi echilateral, toate laturile sunt egale și fiecare dintre ele are lungimea A radical din 2. Următorul triunghi este iarăși un triunghi dreptunghi isoscel cu catetele, cu lungimea catetelor de A radical din 2 și ipotenuza, iarăși se poate calcula cu ajutorul teoremei lui Pitagora, o să aibă lungimea de 2A, AF. Următorul triunghi, AFG, AFG, este un triunghi echilateral, toate laturile au lungimea de 2A. Și ultimul triunghi, AGH, este iarăși triunghi dreptunghi isoscel, cele două catete au lungimea laturilor de 2A, astfel ipotenuza AH va avea lungimea 2A radical din 2. În acest moment am calculat lungimile tuturor segmentelor care apar în octogonul nostru. Pentru a calcula perimetrul octogonului, trebuie să adunăm lungimile tuturor acestor laturi pe care le vedeți jur împrejur. Toate aceste segmente, lungimile acestor segmente sunt deja calculate, le vedeți aici și am reușit să calculăm perimetrul. Perimetrul ne-a dat 7a plus 4a radical din 2. Vrem să mai calculăm și area acestui octogon, dar pentru a calcula area, prima dată ar trebui să descoperim o formulă pentru area triunghiului echilateral. Vă amintiți că triunghiul ABC era un triunghi echilateral. Pentru a calcula area acestui triunghi, vom calcula lungimea înălțimii. Și anume, pentru a calcula lungimea înălțimii, vom folosi teorema lui Pitagora în triunghiul ACD, unde AC are lungimea de A și DC este A pe 2. Cu teorema lui Pitagora ne dă înălțimea triunghiului echilateral A radical din 3 pe 2. Astfel, deja putem calcula area pe baza formulei baza ori înălțimea pe 2 și vom obține formula A pătrat radical din 3 pe 4. Vom aplica această formulă imediat, dar prima dată să calculăm și area triunghiului dreptunghic isoscel. Pentru a calcula area triunghiului dreptunghic isoscel, ne putem baza pe ideea că patrulaterul ACDP este un pătrat. Area pătratului, o știm, este latura la puterea a doua, adică A pătrat. Astfel, area triunghiului dreptunghic isoscel va fi jumătate din area pătratului, adică A pătrat pe 2. A este cateta triunghiului dreptunghic isoscel. Și acum vom calcula ariile tuturor triunghiurilor echilaterale care apar în acest octogon. Triunghiurile echilaterale sunt colorate cu albastru.
La primul triunghi echilateral, lungimea laturii era A, deci aria primului triunghi este A pătrat, radical din 3 pe 4. La următorul triunghi echilateral, lungimea laturilor este A radical din 2, deci astfel, aria acestui triunghi va fi 2A pătrat radical din 3 pe 4. Următorul triunghi echilateral este acesta. Lungimea laturii la acest triunghi este 2A, deci astfel, aria acestui triunghi este 4A pătrat radical din 3 pe 4. Și cu asta am terminat ariile triunghiurilor echilaterale. Să vedem ariile triunghiurilor dreptunghice isoscele. Avem tot 3 triunghiuri dreptunghice isoscele. La primul triunghi dreptunghic isoscel, cele două catete au lungimea de A, deci astfel aria triunghiului este A pătrat pe 2. La următorul triunghi dreptunghic isoscel, cele două catete au lungimea de A radical din 2, aplicând formula ne dă 2A pătrat pe 2, adică A pătrat, și ultimul triunghi dreptunghic isoscel, cele două catete au lungimea de 2A, astfel aria triunghiului este 4A pătrat pe 2, adică 2A pătrat. Pentru a calcula aria octogonului, luăm ariile celor trei triunghiuri echilaterale, respectiv ariile celor trei triunghiuri dreptunghice isoscele, și pentru a calcula aria octogonului, adunăm ariile tuturor acestor triunghiuri. Înlocuim, aici avem cele trei triunghiuri echilaterale, respectiv cele trei triunghiuri dreptunghice isoscele, și obținem 7a pătrat radical din 3 pe 4 plus 7a pătrat pe 2. Dacă aducem la numitor comun și dăm pe 7a pătrat factor comun, obținem acest rezultat pentru aria octogonului. Și veți învăța despre poligoane regulate. Octogonul regulat așa arată, are toate laturile și toate unghiurile congruente. Există chiar și clădiri care au formă de octogon. Această clădire se și numește octogonul. Se află tot în Statele Unite ale Americii, în orașul New York City. O să învățați și despre poligoanele regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!